Rezultat istoric pentru șahul românesc. Marele maestru internațional Vladislav Nevednicii a devenit vicecampion mondial de șah la veterani. Vladic, așa cum îi spun apropiații, a reprezentat România la 6 olimpiade de șah. Acum s-a clasat pe locul 2 la plus 50 de ani la Mondialul de Veterani, care s-a încheiat astăzi în București, competiție despre care Federația Internațională de Șah a spus că este cel mai mare turneu de acest gen organizat vreodată.